Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din minunata serie cu zombie, The Crafting Dead. Seria asta care vă place atât de mult. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Băieți, suntem spawnați într-o pădure și sincer să vă spun, nu-mi place deloc zona asta de spawn, mai ales că văd zombii prin pădure și cred că am uitat să umblu la fov puțin, îl dăm puțin mai așa ca să vedem mai mișto. Da, văd aici o linie pe hartă, nu înțeleg exact ce e cu linia asta, cred că nu se poate trece mai încolo sau ceva. O fi capătul hărții? Hai să vedem dacă putem trece linia, am trecut-o totuși. Păi și unde e linia asta, în aer sau care e faza? Vezi pe hartă o linie roșie și plus că, ok, n-am înțeles-o pe asta. Nu-mi place deloc pădurea asta, n-avem loot, zombii sunt. N-avem cu ce să ne batem cu ei. Nu știu dacă e cea mai pont chestie. Uite cum vin după mine băieții. Salut băieți, salut, cum sunteți? Sunteți bine? N-am cu ce să mă lupt cu voi, așa că o să vă ignor momentan. Văd o construcție în față. E o pușcărie sau ceva? Nu-mi dau seama ce e aici. Ok, sper doar să găsesc loot. Da, e o casă îngrădită cu... Ok, o să pun pe aici. Mă uit, mamă, uite loot. Ok, am o armă, dar n-am gloanțe pentru ea. Perfect, am o armă, dar... are gloanțe, n-are gloanțe. Ok, asta pot să închid. Bun, bun. Dar oricum pot să vină zombie, așa că nu știu dacă e pont neapărat. Un crowbar o fac. Băieți, cred că avem player prin zonă. Astea sunt deja lootate. Da, nu e bine. Nu e bine că dacă sunt player pe aici, eu nu am nimic, nicio armă, nimic și atunci o să vină, ok, un val de zombi și de oameni. E un shop aici, e shop-ul. Ok, e shop-ul. Și de ce shop-ul e lootat? Știi ceva, lăsați-mă în pace. Dar știi ceva, cred că pot să mă bat cu crowbar-ul ăsta cu voi. Lejer, vă dau așa cu crowbar-ul. M-am bălbuit puțin. Wow, nu, eu am zis că nu o să mă ating, dar vezi tu că, ok, n-a fost cea mai inteligentă idee, sincer să fiu, așa că mai dăm un respawn aici frumos, respawn, perfect, un respawn aici poate ne dă într-o zonă mai mișto, ok, da, în sfârșit, n-am mai fost pe aici de o grămadă de timp, ești nebun, în sfârșit mă pot bucura de un loot foarte, foarte bun. În sfârșit, de-abia așteptam, ești nebun. Avem și mâncare, avem și medicină. Deci aici e raiul. Mai mult decât raiul, ești nebun la cap. Dacă găsești un backpack ceva, e... Hai de capul meu. Haideți să mergem în baza aia subterană de pe aici, cât mai repede posibil, pentru că sunt sigur că o să fie... nu trebuia să fac asta. De ce mă bat în halul ăsta cu el? De ce fac chestiile astea? De ce? Sângerez acum, ești nebun. Ne-ar trebui ceva, o chestie, un bandaj. Și nu am. Asta a fost o greșeală din partea mea, la modul că nu trebuia să fac treaba asta, trebuia doar pur și simplu să... Un medpack? O să mi-l dau acum? Perfect. Gata, am scăpat de sângerare. Mama. Asta e că nu-mi place că era deschis medpack-ul ăla. Asta înseamnă că avem player pe aici. Ok, mergem ușor. Încercăm să nu facem foarte multă gălăgie, dar aud scările astea când cobor și se aude și ușa. Ok, nu-i nimeni aici, momentan. Ok, o să intru în asta de aici. Așa, bam. Să vreau să fiu cu ochii în patru. Asta înseamnă că trebuie să o iau ceva mai ușor. O să mă îmbrac în doctor pentru că șmecher. Trebuie să o iau ușurel, da? Mergem încet, calm. Sunt sigur că sunt playeri pe aici. Întotdeauna au fost playeri pe aici. Întotdeauna am murit în zonele astea. M9, am un M9? N-am nicio armă, de fapt. Am un Desert Eagle. Nu știu dacă mă ajută asta cu ceva. Hai să vedem, mă ajută? N-am gloanțe pentru el, ok, n-am gloanțe pentru pistol, nicio problemă, mergem mai departe. Așa, lutăm cât de mult putem, pentru că zone ca astea sunt foarte puține, știi? Și cum ar fi să nu găsim nicio armă, dar să găsim foarte multe cartușe dintre astea încărcătoare. Ok, dacă îmi pun masca asta o să arăt exact ca aia din Star Wars, ești nebun? Ia uite, fii atent cum arată, exact ca aia din Star Wars. Deci mai bine de atât nu se poate. O să fac eu un screen la toată treaba asta. Fac un screen la bunkerul ăsta pentru că nu știu când mai ajung eu pe aici, dar cred că e mișto de thumbnail. Așa că fac un screen pe acum, nu știu exact cum o să arate toată treaba asta, dar vedem. Vedem. Ok, Remington. Can opener. Da, în episodul trecut căutam un can opener și n-am găsit. Ok, nu mă interesează momentan. Am foarte multe chestii, dar nu știu dacă am gloanțe pentru ele, știi? Uite, de exemplu, nici pentru asta n-am gloanțe. Am foarte multe încărcătoare, dar nu-s pentru ce trebuie. Ok. Green backpack. Ok, bun. Și e larg, e de la mare. Ok, asta nu mă interesează. Asta ce? Nu mă interesează. Asta ce? Bipod. Ok, nu mă interesează. Luăm așa ușor pe aici, să nu ne vadă nimeni. Ok, nu ne vede nimeni. Așa, bam.
Bipod. Ok, o să mai fac un screen la toată treaba asta. Așa, ceva de genul ăsta. Perfect, perfect. Ca să facem thumbnail-ul să fie, știi? Să fie mișto. Uite, încă un bec pe dintre ăsta mare. Nu vreau să mă duc pe aici, nici pe acolo, pentru că mai sunt chestii de lutat pe aici. Tactical vest era ăsta. Bun, 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 bine, rău. Așa, să fim mai protejați, băieți, că nu se știe. Am auzit ceva. Am auzit un player care ridica chestii de pe jos. Ok, hai să fim foarte atenți. Scope. Dirty, nu-i bun. Right, cred că au vrut să scrie. Ok, avem un Ender Chest. Wow. Păi și dacă las eu chestii prin Ender Chest, nu știu, mâncare, cum ar fi chestii de genul ăsta, știi? A, cred că le găsesc la un moment dat, nu? Mă gândesc și eu. Ok, le mai las pe aici. Că e bine de lutat prin zonele astea și nu se știe când o să am nevoie de o chestie. Guess Grenade, M9. Ok, foarte multe chestii interesante, n-am să vă mint, dar nu ce trebuie. Dau o armă, băieți, hai că încărcătoare tot am găsit. Dau o armă, nu știu, orice. Ăsta n-am pentru el gloanțe, pentru ăsta nici atât. Ok, ok, nu-i bine. Prin frigiderele astea pe aici găsim ceva sau așa doar... A, uite, o pungă de chips, ești nebun, dă-mi înapoi. Ok, nu pot să-l deschid. Haide, nu mai pot să-l deschid, ești nebun. Și ăsta, o Coca-Cola, hai să băgăm măcar o cola, să fim fericiți. Măcar bem o cola, băieți, am băut o cola, o aruncăm și... Încercăm să nu murim, sper, un apple. Ok, ăsta cred că e o baie, nu-i nimeni în baie. Iar am găsit un backpack. Bun, și ce fac cu ăsta? Zbor cu ăsta sau care-i faza? Ah, ok, e bine. Ok, bun, e ok. Hai să vedem dacă totuși găsim și facem rost de o armă, băieți, că ele se mai spawnează pe aici, da. Uite, Remingtonul, dar parcă țin minte că aveam pentru Remington, nu? Doar că le-am lăsat în acel... Am și pentru Desert Eagle, ok, Remington, uite. Astea. Bun, foarte multe chestii am, ești nebun? Hai să le încărcăm pe amândouă. Așa, 20 de gloanțe și cu 13. Perfect, băieți, avem o armă. Bine, acum hai să ne jucăm puțin cu playerii pe aici. Nu vreau să numai să lutez. O, Remington, iar. Nu vreau doar să lutez. Adică la modul vreau și să mă bat cu băieții. Hai, băieților, să ne și luptăm puțin. De ce n-am luat eu? N-am mai luat ceva mâncare pe aici, dar nu mai contează de acum. Hai să ieșim de aici. Să ne luptăm puțin cu zombi și în episodul ăsta, măcar. Mamă, ce am făcut, ești nebun, cu ce a dat? L-am văzut și eu târziu, dar ia uite-l cum stă și se uită la mine, ești nebun, mă lutează. Oh, fuck. Tocmai mi-am dat seama că nu-s foarte bun la mod pe cu ăsta și că mi-o iau în fiecare episod foarte, foarte grav. Și iar m-a spawnat aici pe insula asta direct cu capul într-un zombie dintre ăsta, ești nebun. Sau e altă insula? Măi, aici n-a mai fost, nici nu mai a mai fost, nu ți-mi minte să mai fi fost, e într-un oraș, ești nebun? Ia uite cât a orașul. Dar m-a dat direct lângă un zombie, m-a atacat instant zombiul ăla, nici nu s-a uitat la mine, știi? Adică sunt prea mulți pe stradă. Hai să vedem dacă intrăm într-o clădire dintre asta, poate suntem mai în siguranță, zic și eu, nu știu. Ok, am găsit o cască. Da, e bine, doar că nu e la fel lutul ca în celelalte părți. Mamă, dar ăsta trebuie să urc în tot blocul ăsta, să lutez peste tot. E o bătaie mare de cap, ești nebun? Un chainsaw. Nu-i chiar cel mai pont, nu știu cum să vă zic, dar vreau să plec de aici, nu e pe gustul meu. Aș prefera să le lutez mai ușor. Dar te-am văzut, dar nu știu de ce n-am dat în tine, ești nebun? N-am fost pe fază. E foarte mișto orașul, n-am să vă mint. E mișto că putem să ne luptăm cu zombi măcar. Că cu playerii suntem varză. La modul l-am văzut pe băiețaș, n-am dat în el. Și am așteptat să dea el, știi? Și când a dat el, apoi a dat de tot. Ești nebun, n-ai treabă. Așa, cu zombi e ceva mai ușor, ia uite. Uite cum le dau, ești nebun. Haide băieți. Haideți băieții ca misteri. Ah, fuck. No. Sunt bucăți de sticlă pe aici pe jos și eu tot le iau înainte, ești nebun? Dăm ceva, nu știu, am murit. Da, nu-s bun deloc la jocul ăsta. Da, ne-am spawnat aici la macarale, dar sincer să vă spun din ce țin eu minte bine, dacă țin minte bine, nu prea e pont aici la macarale cu lutul, știi? E vaporul ăsta mare, sunt macaralele astea, e foarte întuneric, dar din ce țin eu minte nu prea era cine știe ce loot pe aici, era așa mai slăbuț puțin. Da, hai să zicem că putem să lutăm și de pe aici, totuși avem o șansă să lutăm. Oricum în zonele în care lutul e ceva mai bun, vă dați seama că sunt și play la modul că, na, uite două la fel, ești nebun, dar nu mi-a dat niciun M9 dintre ăsta, niciun pistol sau armă ceva. E bine că îmi dă foarte multe amouri, dar nicio armă. Empty, am luat-o pe aia empty, ești nebun, nu voiam să iau pe aia empty. De viața mea, ce e aici, ce e? Ăsta e panoul de comandă al navei sau care e faza? Ce pe aici? Ok, cred că n-am fost prin zonele astea. Am un... Da, uite, perfect, ești nebun. Am măcar să-mi încarc arma asta. Asta înseamnă că suntem cât de cât protejați de zombi. Am o armă, am această machetă.
suntem bine, dar nu știu care e faza pe aici, ce cu camera asta cu mulți spongi, era apă aici sau... Ok, 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 e o chestie aici închisă înăuntru, foarte tare ideea, doar că cam atât, cam asta e tot, adică e doar o cameră de genul ăsta. A, uite, pot să intru? Sunt foarte multe uși și cam atât, nu-i nimic acolo, ești nebun? Da, da, e cam inutilă toată treaba asta. Da, mă așteptam la cu totul altceva, dar n-a fost să fie, nu mai contează. Mergem înapoi, uite pe aici e inundat, așa, și în partea asta ce? O să merg cu arma în mână, că în caz de mai văd vreun player să fiu pregătit, pentru că ați văzut, până scot eu arma, ăștia mă omoară, nu stau să se uite la mine. Ok, ce pe aici? Nu e o baie ceva, nu știu care e faza. Ok, și pe aici, pe da, pe unde am venit? Nici nu mai știu pe unde am venit, dacă mă credeți. Ok, și asta ce? Ah, dar doar că e buguit un vending machine, doar că e buguit. Ok, ok. Să mergem cu arma în față, băieți, că nu e pont. Să mor dacă nu m-am rătăcit, ești nebun? Efectiv m-a rătăcit, nu mai știu pe unde să ies. Nu știu pe unde am intrat. Ok, nu mai știu, nu pe aici, nu pe aici. A, pe aici am venit parcă, dar vreau să ies afară, că nu e bine. Să merg mai sus. Ok, o să merg pe aici să vedem dacă e ceva. Nu e nimic, ce e asta? Te tras cu arcul, care e faza? Poligon de tragere sau ce e pe aici? Wow. Ok. Mamă, am sărit. Ești nebun? Nu m-am așteptat să ajung pe partea asta la altă, sincer vă spun. A fost așa la ghici toată treaba asta. Nici nu știam că pot să ajung până aici pe vapor. Ok, hai să cobor pe chestiile astea ușurel. Ușurel, să nu ne rupem picioarele. O luăm așa mai bătrânește. Ok, combat bow. Da, sunt chestii, nu am să vă mint. Sunt chestii care m-ar putea ajuta, dar nu la fel ca în celelalte cazuri, știi? Ia uite, băieții, mă. Așa, așa. Am crezut că aud un player pe aici, ești nebun? Totuși, mă văd de la distanță zombii ăștia, nu? Cumva, că altfel nu-mi dau seama de ce ar veni după mine, nu? Mă văd de la distanță. Ai, sunt lângă baza aia, super mișto. Wow, dar de unde ați apărut? Ești nebun? Știu că erați aici, dar ați dispărut deodată și ați apărut încă o dată. Ok. Da, e mișto cu armă, n-am să vă mint. E mult mai simplu, mult mai ușor, mult mai safe, în primul rând. E bine. Suntem aici tot la o bază dintre asta militară, mai găsim mari chestii pe aici, doar că prin bazele astea mai sunt și alți playeri, așa că mă aștept la orice. E super mișto cum se vede, dar na, știți cum e. E riscant. E mult prea riscant câteodată. Am un scope dintre ăsta, pot să-l pun la armă sau ceva? A, nu, e, zic să zic, e un binoclu. Uite, bandaj, ok. Ok, în care? E bine, suntem bine. Hai să vedem dacă mai găsim ceva interesant pe aici. Au, fuck. Cum să mori în sârmă ghimpată? Ești nebun și aveam și arme, deci nu, eu mă las, băieți, de seria asta, efectiv nu mai pot, ești nebun. Cum naiba am căzut fix în sârma aia ghimpată, nu, gata, nu. Până la următorul episod nu ne mai vedem, băieți. Nu cred că mai facem un următor episod din seria asta, pentru că, uitați, cam mă spraște, efectiv nu mă pricep deloc la modul ăsta și n-are rost. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor, cam atât. V-am țucat, pa!